Bună ziua tuturor! Astăzi vom vorbi despre jeteu, cum îl tricotăm și la ce se folosește. Deci, ce este jeteul? Nu este nimic altceva decât firul dat după Andrea. Se utilizează foarte des la modelele ajurate, unde vedeți acele mici găuriele. Iată, chiar și aici. Totul este lucrat cu ajutorul jeteurilor. Am montat 8 ochiuri și vă demonstrez cum se lucrează jeteurile. 2 ochiuri pe față. Acum urmează jeteul. Îl luăm cu ajutorul Andrelei. Sau cu ajutorul firului, cum doriți. Așa sau așa. Jeteu, un ochi față, jeteu, îl numim jeteu. 2 ochiuri față, un ochi dos, cel de margine pe dos. Acum, pe dosul lucrului, vă atrag atenția cum se lucrează jeteurile. Acesta este jeteul. Îl vom lucra ochiul pe dos. În mod normal îl lucrăm. Iată. Și încă o dată vă arăt cum se lucrează jeteul. De această dată vom avea 3 ochiuri pe față, jeteu, un ochi față, jeteu, 3 ochiuri pe față, un ochi pe dos, cel de margine pe dos. Și pe dosul locului, ochiurile pe față le lucrăm pe față, cele pe dos pe dos, jeteurile le lucrăm, iată așa, pe dos, dacă vrem să rămână gaură. Dacă nu vrem să rămână așa mare gaură, lucrăm în acest fel. Iată, de aici de jos. Și iată ce am obținut. Prima gaură este vizibilă, a doua nu este chiar atât de vizibilă. Să vedem mai departe. 1, 2, 3, 4. Vedeți? Aici nu este chiar atât de vizibilă. Jeteu. Un ochi față, jeteu. Iarăși 4 ochiuri pe față, un ochi pe dos. Acesta este modelul unei frunze. Acum vom tricota în mod normal pe dosul lucrului și veți vedea diferența. Jeteul pe dos.
Acum priviți atent că se văd două găuri, dar trebuie să se vadă trei, fiindcă noi am tricotat ochiurile pe dos să nu fie mari găuri, uitați că nu sunt. Dacă vă interesează cum se lucrează floarea, vă las în descriere, adică frunza, vă las în descriere link către acest video. Sper că v-a fost util acest tutorial. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru like-uri și comentarii. Nu uitați să vă abonați, v-am pupat pe toți, pa, pa!